60 de preșcolari de la grădinița Pisicile Aristocrate din sectorul 4 al capitalei au vizitat astăzi Palatul Patriarhiei și au vestit nașterea Domnului prin colinde. Cei mici au fost întâmpinați de gazde cu ceai cald și cu turtă dulce, iar la final efortul le-a fost răsplătit cu daruri. În cadrul programului național Școala Altfel, patru grupe de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani de la grădinița Pisicile Aristocrate au trecut astăzi pentru prima oară pragul Palatului Patriarhiei. După ce au vizitat principalele încăpere ale edificiului, cei mici au urcat pe scena din aula Magna Teoctist Patriarhul, unde au vestit nașterea Domnului prin colinde. Cu toții au mers apoi în fața bradului împodobit din Sala Europa Cristiana. Suntem foarte aproape de Palatul Patriarhiei, suntem de la grădinița Pisicile Aristocrate. Săptămâna aceasta desfășurăm activități mai speciale, deosebite, în cadrul programului Școala Altfel și am fost invitați să colindăm la Palatul Patriarhiei și am onorat cu deosebită plăcere. Copiii s-au simțit extraordinar, au susținut astăzi primul lor concert pe o scenă adevărată. Sunt copii de la grupa mică, de la grupa mijlocie și de la grupa mare. Au fost patru grupe astăzi alături de noi și s-au simțit foarte, foarte bine. Le-a plăcut foarte mult tot ce au văzut aici și noile informații pe care le-au aflat. Toți copiii prezenți astăzi la Palatul Patriarhiei au primit la final daruri.